Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Alege ceva. Alege ceva. Ceva care corespunde cu tine, ceva care corespunde cu voi. Etalarea aceasta încearcă să vă ofere informații, o parte din ceea ce veți experimenta în momentul în care vă veți întâlni cu persoana dragă după această lungă pauză, lungă despărțire, izolare sau poate pentru unii dintre voi care nu v-ați întâlnit niciodată, cum va fi această primă întâlnire. Însă, dacă până acum am purtat măști, într-o formă sau alta, reală sau ireală, în curând, vine 15 mai, sper că nu se va mai prelungi, că deja în toată lumea se fac cereri de întrerupere acestei izolări. Sper să nu se mai prelungească și să ne pregătim pentru 15 mai și perioada următoare, până la următoarea izolare, care se pare că ar putea să fie mai lungă. Deci profitați de timp, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de dragoste și haideți să vedem ce o să trăiți o parte dintre voi, ce informații primim referitor la această viitoare primă întâlnire. Pun pauză și vă las să alegeți. Ok, după cum știți, primul număr este inima, da? 1, 2, 3 și 4. Am încercat să aleg medalioane diferite, nu vă spun acum, doar puneți pauză, vă alegeți, sper că se vede clar. Țin camera într-o poziție cam incomodă, voi o să puneți pauză și o să alegeți, iar eu pun pauză și continui imediat, da? Ok, am revenit pentru numărul 1. Haideți să vedem ce veți face. Ce veți trăi, ce veți experimenta. În fine, am pregătit mai multe seturi de cărți, sper să mă țină camera, bateria. Bateria cred că o să mă țină, dar nu știu, să nu fie încărcată. Și să pot să fac etalarea până la sfârșit. Deci, primul set de cărți. Pac! S-a terminat la Marele Preot. Poate că unii dintre voi sunteți mai tradiționali. Unii zic că Marele Preot reprezintă zodia Taurului. Dar asta în faza sa superioară, depinde în ce poziție sunteți voi. Dar nu e obligatoriu să fie taur. Poate pentru unii să fie. Da, un taur care se vindecă după o situație cu un semn de aer. Sau, dacă nu e taur, că poate să fie și semn de apă, cineva încearcă să se conecteze la spiritualitate după o decepție. După o decepție și încearcă să se detașeze emoțional. Unul dintre voi, da? Unul dintre voi sunteți aici, da? Semn de pământ, semn de apă, semn de aer. Da. Haideți să vedem o carte. Tradițiile cred că sunt foarte importante în legătura dintre voi doi. Spiritualitatea. Posibil că amândoi recunoașteți sau măcar unul dintre voi simțiți că este o legătură spirituală foarte profundă. Marele Preot reprezintă o legătură spirituală într-o altă dimensiune, eventual, și vedem, numărul 1. Un mesaj pentru numărul 1. Dacă vine greu, să pun. Uite că nu are greu. Oho. Regina de spade. Pentru că este vorba doar de voi doi, deși ar putea să fie o altă persoană, poate că cineva, unul dintre voi, sunteți semn de aer, sau dacă nu are nicio legătură cu zodia aceasta, cu gemeni balanță sau vărsător, posibil că veți avea o discuție foarte. N-aș vrea să mă fixez pe zodii, da? Aș vrea să mă concentrez pe ce veți face voi. Veți discuta foarte deschis despre tot. Despre tot și despre lucruri care vă deranjează. Regina de spade discută direct. Acum poate că ar trebui să vedem, poate probabil că la capătul setului de cărți este 6 de monede, probabil că o să discutați despre relații, relațiile voastre anterioare, relația care ar putea să se nască sau deja este între voi, relații echilibrate și dezechilibrate, pentru că avem o balanță în dezechilibru, da? Despre triouri, despre bani, da? Despre cât trebuie să investească unul altul sau, în fine, în acest financiar, în această relație.
sau cât ai investit în celelalte relații. Veți discuta lucruri serioase, că regina de spade nu deocamdată așa arată. Nu discutați chiar lucruri banale. Și după ce veți fi discutat și veți fi pus pe masă, direct, sincer, onest, mai continuați și cu alte sinonime, ce ați experimentat și ce vreți să experimentați din punctul de vedere al acestei relații, veți discuta cum să ieșiți din eventuala stagnare în care ați fost. Da? Ori în celelalte relații, ori în această relație, că dacă a fost izolare, evident că a fost și stagnare, da? Spânzuratul semnul peștilor. Dar trecând peste semne, după ce veți fi discutat despre chestii reale, treceți și la pasiune. Începeți să vă exprimați și pasiunea într-un mod creativ, inovativ. Probabil trecerea va fi bruscă, pentru că este o energie foarte spontană, da? Brusc, gata. Am încheiat discuția. Cineva va avea o reacție, poate un pic mai impulsivă, poate un pic mai pasională, va începe să-și exprime atracția fizică. Unul dintre voi va începe să-și exprime atracția fizică pentru celălalt și veți discuta, pentru că înseamnă și mesaje, da, discuții, chestii care țin de pasiune, de atracția fizică dintre voi, da? Și veți lăsa în urmă eventual această perioadă de izolare în care și unul și altul ați regretat, ați fost în conflicte și așa mai departe. Ia să vedem ce alte mesaje mai vin, pentru că n-am să de cărți, nu mă opresc doar la asta. Sunt acesta de cărți. Multă bucurie, probabil că veți fi foarte bucuroși, că ia uite, regina de cupe, semn de apă. Alt semn de apă, asul de cupe. Multă bucurie că simțiți așa intuitiv când e vorba de apă, e mai mult o stare de emotivitate, emoție foarte subtilă, dar simțiți că se naște o poveste de dragoste, da, adevărată, regina de cupe oferă emoții, unul din voi cel puțin vă oferi mai mult decât celălalt. Așa, dar ideea este, iar cineva se vindecă după un trio sau poate chiar amândoi, dar se pune bazele, se pun bazele acestei noi iubiri într-o formă sau alta și va fi multă bucurie, trezire. Haideți să vedem ce alt mesaj. Nu mai sunt și alte seturi de cărți. Numărul 1. Și e bine dacă începeți cu o discuție foarte sinceră. Pentru că, într-un fel sau altul, reușiți să vă construiți încrederea unul în celălalt. Până la urmă, marele preot asta și vrea o relație serioasă, stabilă. Și nu poți să ai o relație stabilă fără încredere. Ok, magicianul. Okidoki. Ce veți mai face? Deci, după ce veți discuta lucruri serioase despre pasiunea pe care o simțiți unul pentru celălalt, veți și exprima această pasiune, începe să manifestați. Să manifestați ce probabil această relație, într-o formă sau alta, pe toate planurile. Magicianul mai este și un tip care face spectacol într-o formă sau alta. Cel puțin unul, dacă nu chiar amândoi, aveți acest dar al manifestării, al spectacolului. Probabil că veți atrage atenția într-un fel sau altul, ori amândoi, dacă sunteți atât de puternici ca și vibrație. Da, iar discuții. Aha. Iar veți avea discuții despre această perioadă de așteptare, de investiții, cum să investiți, discutați cum să investiți și cum să manifestați această întâlnire, relație și practic, da? Măi, cred că o să discutați foarte mult, aveți deja două semne de aer, asta înseamnă discuții, da? Au apărut și cupele mai devreme și magicianul. Va fi nevoia voastră, reprezintă nevoia voastră de a manifesta. Adică de a pune în practică, de a lăsa în urmă discuțiile și de a pune în practică, a investi în această nouă relație, o relație sinceră, am zis, bazată pe încredere, pe onestitate, pe adevăr,
Interesant. Da, iar un as de monede văd. Iar văd un as de monede. Probabil că la un moment dat unul din voi a plâns mai mult după ceva, după un trecut. În fine, nu discutăm asta. Discutăm ce veți face. Iar cavalerul de spade. 8 de spade. Și 3 de spade. Iar multe spade, mult semn de aer. Multe semne de aer. Și acest 3 de spade și 10 de cupe. Dar o mare bucurie după ce cineva a trecut prin mari dezamăgiri, încearcă să se detașeze mental cât mai repede de o mare dezamăgire. Da? Asta înseamnă 3 de spade. Cel puțin unul. Cel puțin unul. Face la prima întâlnire. Posibil vă veți plimba printr-o grădină. Oh, wow! Turnul. Ceva neașteptat. Aș mai vrea să clarific. Dar care ar fi mesajul? Turnul. Cali. Încă un mesaj. Clarifică turnul, te rog frumos. Clarifică turnul. Ok, wow! Wow, ce intens! Phoenix, turnul și Phoenix. Turnul și Phoenix. Într-un mod neașteptat, probabil, aparent neașteptat, ceva, un eveniment se va întâmpla, un eveniment care vă va transforma pe amândoi. Nu știu exact ce ar putea să fie. Există Phoenix-ul acesta care vorbește de transformare, da, transformare radicală, turnul de trezire, de separare și de... Și dacă nu e vorba de separare, este vorba de reconstrucție. O separare s-a produs la un moment dat și probabil că într-un mod neașteptat începe să construiești ceva. Pentru că aveți și magicianul. Așa simt că este vorba de o reconstrucție, de o transformare cu Phoenix, de o renaștere. Oricum, ca și spațiu în care vă întâlniți, văd grădină, văd turnul, poate vizitați un castel, interesant, niște ruine, vă plimbați printr-o pădure, eventual unii dintre voi s-ar putea să mergeți într-un spațiu mai sălbatic, în care vedeți turme de oi, verdeață, adică chiar nu e o grădină elaborată. Probabil că veți vizita totuși niște locuri mai sălbatice. Această ruină iar mă duce cu gândul la locuri părăsite. Sau ideea de a ieși dintr-un spațiu și să vizitați ceva, ceva sălbatic, ceva neumblat. Probabil că va veni într-un mod neașteptat. Hai să mergem nu știu unde, ceva de genul ăsta. Ei, și mergând acolo, probabil acel loc, acel castel, acele ruine, acea energie pe care o veți simți, vă va transforma într-un mod radical. Pe amândoi. Sau cel puțin unul pe celălalt. Pentru că veți vrea să
manifestați ceva special, ceva ieșit din comun. Că asta face magicienul, vrea să facă ceva ieșit din comun din această întâlnire, să facă o întâlnire memorabilă. Că nu știți dacă va mai fi a doua, dacă va mai fi a treia, dar vreți să rămână și aveți cărți intense, aveți trei arcane majore. Turnul, Fenixul, care reprezintă judecata, dar aici în contextul ăsta altceva înseamnă, magicianul, da? As, am văzut mulți ași, începuturi, dar ideea de a vă manifesta abilitățile, interesant, dacă sunteți manifestori, magicieni sau aveți abilități, cel puțin unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, că cine se aseamănă se adună, veți dori să vă duceți într-un loc în care să vă puteți exprima și chestiile astea. Da? Să nu poată fi chiar așa popular. Să fiți relaxați. Adică să aveți intimitate din punctul ăsta de vedere. Că nu puteți discuta și nici manifesta anumite abilități în public, da? Wow. Traveling. Da, veți face o călătorie. Veți face o călătorie. Iar pe lângă niște ruine. Niște lucruri foarte, foarte riscante, foarte ciudate. Văd această imagine de ca și când ați fi prin niște râpe, niște spații ciudate. Interesant cum au venit cărțile astea. Veți face o călătorie. Sau veți hotărâ să mergeți într-o călătorie atunci. Că e judecata, da? E o rațiune, da? Care vine, judecata vine brusc, ca turnul, da? Hai să facem, hai să mergem, da, călătorie în locul respectiv. Poate că îl veți căuta pe internet, dacă aveți calcul, internet pe, majoritatea avem internet pe telefon, cu regina de spade și asul de spade, probabil că veți căuta pe internet ceva de genul ăsta. Vă veți documenta înainte, chiar dacă va fi alegerea spontană, dintr-una între alta, că veți vorbi de una și de alta, veți vorbi foarte mult. Până la urmă va fi ideea asta. Hai să și manifestăm, nu doar să stăm de vorbă. Și bănuiesc, așa simt, vă veți uita și veți alege brusc un loc. Ah, ce frumos, maturitate, maturitate. E similar cu... Va fi o creștere, o transformare, o abundență, o înflorire. Dintr-un punct de vedere, reprezintă semn de pământ, dacă asta e important pentru unii dintre voi. Rebelul. Da, rebel. Probabil că sunteți rebeli amândoi. Veți rupe lanțurile într-o privință. Ia uite ce energie. Și nebunul. Iar vă veți duce pe, nu știu, cred că pe munte. Veți risca niște chestii. Am văzut, da, cele două stânci, am vorbit mai devreme, acum iar e o stâncă, da? Veți duce prin niște locuri mai riscante. Dar, trecând peste acest aspect, veți vrea să fiți rebel într-o formă sau altă, să o luați de la zero, probabil cu această relație. Și o veți lua într-un mod practic, dar nu chiar riscant, pentru că e maturitatea semn de pământ, da? Similar cu cavalerul sau, da, cavalerul de monede. Dacă înainte au fost proiecții până să vă întâlniți, acum aveți să puneți în practică, așa văd eu cărțile. Ia să mă vedem ce ar mai fi. Deja am vorbit mult. Înseamnă că nu o să pot să folosesc toate. Am văzut discuții la masă. Da? Așa începe, cu discuții la masă. Eventual veți flirtra la un moment dat, după ce discutați lucruri serioase, începe să și flirtrați un pic unul cu celălalt. Acum scot cărțile, celelalte mai... Ia uite, un 3 de cupe. Dacă ajungeți la faza aceea... Ah, ce frumos! Da. A trebuit să le arăt. Veți merge, veți călători, veți fi într-un spațiu în care veți fi doar voi doi și la un moment dat, posibil, nu pentru toată lumea, dar posibil pentru unii, să vă doriți să mergeți mai departe. Dar la început va fi un oarecare conflict. 5 de spade, nu?
5, 5 de spade. Va fi un oarecare conflict mental dacă să mergeți mai departe sau nu. Evident că va fi multă pasiune, după cum arată și cartea. Și posibil că doamna va fi o leacă mai timidă. Probabil că domnul, așa arată, sau cel puțin persoana care se consideră mai masculină, dacă nu neapărat domnul, da? Iar regele de monede, semn de pământ. El, da? Sau domnul sau dânsul, cum vreți voi să-i spuneți. Probabil că va fi așa de plin de încredere în el, încât la un moment dat partenera va avea un conflict mental dacă să meargă mai departe. Va fi oarecum copleșită de încrederea lui. Da. La capătul setului de cărți, o carte foarte frumoasă, doi de cupe, da? Doi parteneri care fac dragoste, da? Nu fac sex, fac dragoste, se iubesc, se alintă și iar pentru unii s-ar putea să faceți dragoste în natură, dar nu e obligatoriu. Iar 9 de monede, semn de pământ, asul de cupe, semn de apă, și steaua, vindecare, împlinirea tuturor dorințelor. Dacă veți ajunge până în faza aceea și depășiți conflictul mental, am senzația că doamna va avea un conflict mental dacă să accepte oferta sau nu. Repet, posibil să fie oarecum intimidată de această atitudine încrezătoare, pasională, da? A regelui de monede. După cum vedeți, doamna un pic se ascunde. Dacă ia decizia să meargă mai departe, va fi o situație foarte frumoasă, da? Un moment de intimitate profund în care vă veți vindeca unul pe celălalt, da? Și veți simți că într-adevăr este dragoste, nu doar prietenie, nu doar o comunicare mentală faină pe care probabil ați experimentat-o până la acea întâlnire. Să scoți un mesaj de la îngeri. Ia uite, petreceți timp de calitate unul cu celălalt. Veți petrece timp de calitate, ia uite, unul cu celălalt. Uniunea sufletelor. Am zis, arată aici, ce frumos. Uf, deja în fiori. Da, doi de cupe, uniunea sufletelor. Veți simți că sunteți suflete perechi și vă veți îmbrățișa foarte mult, iar natură văd și iar călătorie, da? Veți vorbi și până la urmă veți ajunge să vă și alintați, să vă și manifestați fizic toate aceste emoții și sentimente pe care le-ați crescut, au crescut până acum. Și veți simți că sunteți într-adevăr o singură ființă. Și în această carte se arată același lucru și aici, în doi de cupe, cei doi simt o singură, ca o singură ființă și asul de cupe reprezintă asta, da? Și steaua reprezintă vindecare, da, e pasiune, e cineva iubește mai mult decât celălalt, poate, într-un fel sau altul, sau apreciază cealaltă persoană mai mult, bănuiesc că domnul, dar doamna are o oarecare neîncredere. Ori în ea, ori în situație, ori în viitorul relației. Dar dacă vă da șansa, cărțile arată foarte frumos. Cam aceasta este pentru numărul 1. Pun pauză. Ok, am revenit cu numărul 2. Să vedem ce o să faceți la prima întâlnire, după această lungă perioadă de izolare. La capătul setului de cărți, semnul balanței pentru unii dintre voi. Și 4 de bâte. Încercați să echilibrați o relație care v-ar putea duce mai departe, v-ar putea duce către stabilitate, unii dintre voi. Să discutați pasional despre lucrurile astea. Să echilibrați situația, pentru că situația evident că a fost dezechilibrată nu doar pentru voi, pentru întreaga planetă. Da? Să echilibrați situația într-o formă sau alta. Ca asta face justiția. Oh, regele de spate. Unul dintre voi e semn de aer sau un pic mai se exprimă mai greu, că regele de spade are spada în jos. Și nu că ar avea ceva de vreo problemă de comunicare, că regele de spade când se exprimă comunică foarte clar și autoritar. Dar când e vorba de emoții,
Probabil, dar ați și ales renulețul. Când e vorba de emoții, într-o formă sau alta, prea îi place să comunice. La capătul setului de cărți, semn de pământ, 1 pentru unii dintre voi, nevoia de colaborare, de a crește, o nevoie care s-ar putea să nu fie chiar atât de bine exprimată, simt eu, sau poate ați discutat-o de-a lungul timpului. În fine, cel puțin o persoană nu comunică foarte bine. I se împleticește limba când e vorba de emoții. Mai încercăm o carte. Altfel, dacă ar discuta despre mașini, despre chestii tehnice, despre ultimele descoperiri științifice, probabil că ar discuta foarte bine. Dar pentru că este o întâlnire care probabil că toți ne-o dorim într-o formă sau alta, mai sentimentală, mai emoțională, mai romantică, pasională, când e vorba de așa ceva, nu... Cel puțin o persoană, bănuiesc că persoana la care v-ați gândit, da? Posibil să fie bărbat, pentru unii dintre voi, da? Posibil să fie în haine militare sau să fie doctor, pentru unii dintre voi, dar eu văd mai degrabă haine militare sau... cineva care lucrează într-o instituție destul de sobră. Ia uite, nici mai vor mai apară cărțile, după cum vedeți. Cel puțin în aceste de cărți. Gata, a ieșit regele de spade. A spus ce a avut de spus și cam atât. Ia, discuție. Totuși cineva vrea să discute. Să iasă dintr-un blocaj mental. Să iasă dintr-o stare de crispare, dintr-o teamă, ori de ziua de mâine, ori probleme financiare, totuși cineva are nevoie de exprimare emoțională, regele de cupe. Cât de puțin. Wow, regele de cupe, regele de monede, da? Unul dintre voi, cel puțin, are nevoie de a arăta și emoție și valoare în și felul în care simțiți această relație, de a renaște, vreți să renașteți ceva. Au fost niște conflicte între voi, așa simt. La capătul setului de cărți, diavolul. Unii zic că ar fi Capricornul, săracul Capricorn, că doar l-ați ales, da? Pentru unii dintre voi. Dar nu e obligatoriu să fie Capricorn. Este încornorat, da? Încornorat, da? Amândoi sunt. Adică ego, ego mare. Aș fi zis că e intoxicare cu dragoste, dar e ego, că 5 de bâte asta înseamnă ego, lupte interioare, dacă să arate pasiune sau să nu arate. Că așa fac unii, nu arată. Nu arată. Ia să vedem, ce veți mai face la prima întâlnire, după această pauză? Sau prima întâlnire pe care o veți trăi într-o formă sau alta. Unii dintre voi, posibil, nici nu v-ați întâlnit până acum, nu? Mesaj pentru numărul 2. Ia să vedem. Primi? Probabil, domnul va fi îmbrăcat pe nuanțe de albastru. Eventual va fi obsedat de tehnologie. Aha, ia uite. Are măști. Are măști. Nu vrea să spună ceva. 7 de spade. Nu vrea să spună ceva. Ține ascuns. Încearcă să se fofileze prin situație. La capătul setului de cărți, 4 de spade. Cineva care încearcă să se vindece. Ia uite, lacrimi. La distanță, probabil cât ați fost despărțiți, ați plâns, ați încercat să vă vindecați și totuși vreți să mergeți mai departe. Sau posibil unul dintre voi va veni cu mașina la întâlnire, va încerca să vină să vă facă un cadou, eventual ca să dreagă atmosfera care s-a creat de-a lungul timpului. Adică nu prea vor să iasă cărțile de la... De când a apărut regele de spade, că aici în setul ăsta e cu sabia în jos. Cum am zis, nu vrea să spună. Are ceva acolo, 7 de spade, nu vrea să spună anumite lucruri. Poate că veți sta la un moment dat pe o terasă. Și își va face de lucru la telefon, probabil, să vorbească cât mai puțin și să nu spună anumite lucruri care îi stau pe suflet într-o formă sau alta. Ia uite, conflicte. Ego. Cartea Ego. Da, 5 de spade. Interesant. Haideți să vedem, poate mai apar și alte de cărți mai frumoase. Iar spade. Nevoia de a discuta, de a scoate din teacă. De a discuta adevărul. Și totuși, da, unul dintre voi, semn de pământ,
Încăpățânat, da? Cel puțin unul sau poate că amândoi sunteți încăpățânați. Ia berbec sau taur, semn de pământ, știți semnele, da? Doamna e independentă, celălalt e autoritar, domnul e autoritar, bănuiesc că acesta este domnul, da? Și probabil că e obișnuit cu doamne care sunt mai puțin independente. De ce am eu senzația asta? Și în acest motiv nu poate discuta așa, la modul foarte intens, care-i treaba? Care-i treaba, de fapt? Care-i treaba, domne? Suntem? Nu suntem? Ce facem? La capătul setului de cărți, iar 8 de manuscrise, 8 de spade. Ați plâns, ați regretat. Bine, și situația asta cu COVID, în care s-au umflat un pic, știți bine, informațiile primite. Dar pe lângă asta, 4 de... Iar apru și mai devreme 4 de monede. Cineva ți stă crispat, nu se deschide. Nu știu din ce motive. Poate voi vă cunoașteți mai bine partenerul. Ia uite, partenerul. Cine aceasta? Oh. Hai să citesc corect. Ariadna. Da? Sau moartea, transformarea. Este evident nevoia de a transforma toată situația asta, tot acest stres mental, cel puțin o persoană și văd că este mai degrabă bărbat, da? Mai degrabă bărbat. Nu vrea să se deschidă, v-am zis. E, ori în familie n-a fost obișnuit, ori în jobul pe care l-are s-a obișnuit într-un anume fel. E nevoie de a pune capăt acestei crispări, să zicem. Vedem și ce alte cărți apar. Sau, vedem, nu vreau să zic încă mai mult. Vedem ce vor apare în continuare. E nevoie de transformare. Am zis că s-ar putea să stați pe o terasă unul dintre voi sau să vă duceți la un spectacol, la un teatru de vară sau... Să desfaceți firul în patru, să desfaceți acest ghem, da? Să încercați să dezlegați, da? Această integramă, să înțelegeți. Să investigați la capătul, iar justiția, semnul balanței, probabil că cineva e balanța aici. Justiția, asul de spade. Asul de spate reprezintă un început stabil, da? O relație care se pune bazele unei relații care ar putea să fie stabilă. Da? Justiție, ce înseamnă? Am zis mai devreme, echilibru. Încearcă cineva să echilibreze situația, dar probabil că este stângaci în comunicare din niște motive. Evident că are ceva de ascuns. În primul rând, un trecut, da? Niște dezamăgiri, un stil de viață, ego-ul acesta despre care am mai discutat. Și totuși este nevoie să se echilibreze, să se facă justiție. Și să se ofere ceva stabil. Da? Să se ofere ceva stabil care duce către victorie. Wow! Da. Care vă scoate din lacrimi, din supărare, din dezamăgire și vă duce către această căsuță, da? Această relație stabilă în care puteți să construiți frumos și emoțional și practic, da? Ceva de durată. Dar trebuie întreruptă definitiv acest stil de comunicare, nu neapărat relația sau... scuzați-mă, nu neapărat relația, da? Știți că sunt în atelierul meu. O să încerc să fac mai multă lumină. Ca aici să zicem că aș avea mai multă liniște. Dacă nu latră Hansa. Băica mea. Numărul 2. Ia uite ce frumos. Creatorul. Deci, dacă transformați acest stil de comunicare a nostru, rece, rigid, da, dacă reușiți să transformați, puteți să ajungeți la această energie, puteți să creați ceva nou, ceva frumos, ceva strălucitor, dar iar este ține de ego pentru unii dintre voi. Însă, cu răbdare, cu îndrăzneală, da, puteți transforma. Există această moarte a ego-ului, ego death.
începe să generați ceva mare potențial. Da? Să fiți creatorii amândoi, sau cel puțin unul. Eu zic că amândoi să fiți creatorii unui nou stadiu în relația voastră. Și să o luați încet, încet, da? Iar semn de pământ. Oh, iar apare diavolul, iar apar condiționările, iar apare întuneric, da? Iar apare mintea. E o luptă mentală. Cineva are niște adicții sau nu vrea să se deschidă, da? Încearcă să pară altfel decât e sau se ascunde sau poate nici nu se cunoaște. E posibil și asta, să nu se cunoască. Semn de foc, semn de aer, semn de pământ, am văzut. În fine. Cum va fi această primă întâlnire? Hai totul să mai clarific un pic creatorul ăsta. Ce veți crea? Clarificăm. Va trebui să alegeți. A venit doi de bute invers, da? Sau posibilitățile. Dacă până acum era acest conflict mental, poate cine a fost și un trio la un moment dat, un trio, că da, e trio, da? Rând, cuvinte grele, într-o formă sau alta, pentru unii dintre voi, da? Trebuie să vă detașați ca să alegeți și să creați. Haideți să mai vedem cu carte, că e destul de ambiguă, da? Că dacă nu, ia uite, doi. Doi de spade. Iar renaștere, da? Iar semnul leului pentru unii dintre voi. Mai văzut leu mai devreme? Asta ce vrea să zică? Ia uite. Isolation, da? Că tot a fost izolare. Ideea este că izolarea asta, trei de spade similar. Mai cineva nu poate să se deschidă. Trebuie să aleagă un pic să comunice. Să aibă curajul. Trebuie să aibă curajul să iasă din această crăpătură, din această crispare. Unul din voi s-ar putea, cel care are planete în Scorpion, dacă e cineva cu planete în Scorpion sau cu un Pluto mai intens, să înceapă să investigheze și să totuși să ajute la transformarea asta. Pentru că totuși e potențial. Ia uite. Dacă lăsați în urmă trecutul, supărările, toate crispările astea, puteți să mergeți către succes. Ia, vedeți? Succes, da? Puteți să încalicați această fiară, tigru, leu, ce este, nu contează. Poate unii sunteți în 74 sau în alt an, da, semnul tigrului. Poate unii sunteți în semnul leului, semn de aer, am văzut moartea și scorpionul, da, am văzut și semn de pământ, diavolul, da. Puteți să mergeți cu răbdare, 7 de monede, să creșteți, da, ca această femeie, să creșteți un nou concept, un nou... Da, îmi pare rău că totuși după această pauză ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să vă îmbrățișați, să vă bucurați, dar ia ca unui mai crispat. Unui mai crispat, nu știu de ce. Și totuși, dacă reușiți să mergeți, să lăsați în urmă trecutul și să construiți ceva, da? Să ajungeți unii dintre voi cu îndrăzneală să exprimați măcar o parte din pasiunea voastră, măcar prin cuvinte, dacă nu și în fizic, există un mare potențial între voi, măcar din punct de vedere fizic. A vrut să sară în timp ce am amestecat cărțile. Soarele, iar semnul leului, iar semn de apă, regina de cupe. Dar trecând peste semne, este vorba de o mare bucurie, o mare potrivire sexuală, măcar, mare dragoste că regina de cupe oferă din suflet, da? Și celălalt are nevoie de tandrețe, are nevoie de încurajare și apare, da, apare interesant, singura femeie de aici este cu planete în semnul scorpionului sau este plutonică. Cine știe, știe ce înseamnă plutonic, da, este moartea, deci poate să ajute la această transformare, că asta înseamnă moarte, da, are un ghem, poate să descoasă, să desfacă și să descâlcească. Cu răbdare. Și eventual să ajungeți la această energie frumoasă, e potențialul, soarele. Și apare și aici, da? Puteți să creșteți, să creați. Puteți să creați. Ia uite și o să o luați de la zero, da? Letting go, moartea, după moarte, luați de la zero, în fine. Iar văd balustrade, arcade, iar am senzația că mergeți
vă întâlniți la o terasă unii dintre voi. Ia uite, iar se vede. Băi, am zis terasă, am zis, ia uite, iar terasă. Posibil că totuși cineva va încerca, ia uite, un sărut de împăcare, de transformare. Probabil acest sărut vă va transforma. Va exprima tot ce nu poate să exprime, tot ce nu poate să exprime acest, așa simt. Tot ce a ținut în izolare, în gheață, da? Tot ce nu a putut decide până acum. Tot ce a mințit și toate conflictele mentale legate de această atracție. Da? Această atracție, da? Probabil că acest, nu contează semnul, acest domn care nu se poate exprima în cuvinte, se va exprima printr-un sărut foarte pasionat și va putea să transforme, da? Să transforme. Veți putea să... Și doamna va renaște într-un fel, va începe să aibă încredere totuși în această relație, în posibilitățile de succes. Posibilitățile de succes. Eventual veți fi și pe lângă o apă, știți cam cum e Cismigiu, da? Sau Herăstrău. Cu balustrade, cu lac, cu apă, cu... Nu neapărat acolo, dar zic asemănător, da? Va fi și o apă pe lângă voi. Va fi muzică sau probabil că o melodie, interesant, o melodie va, m-a și bâlbuit, probabil că și domnul se va bâlbui un pic înainte să vă sărute. O melodie va declanșa totuși această reacție. Și 5 înseamnă transformare într-un mod creativ, da, am vorbit de creativitate, creație, veți crea, veți transforma prin această pasiune. Iar 3 de cupe, dacă mergeți mai departe, aveți parte și de aceste momente. Încă un mesaj, va trebui să-mi pun brițul. Încă un mesaj, a venit doar o carte. Deci, să vedem dacă mergeți mai departe. Sau rămâneți la faza de sărut pasional și veți merge cu altă ocazie mai departe. La o altă întâlnire. Asta numai dacă reușiți să treceți peste acel ego, mai ales domnul. Ok. A vrut să se arate încă o dată, da? 3 de cupe. În cartea asta 3 de cupe reprezintă, după cum vedeți, un moment de satisfacție maximă pe toate planurile, toate... Dar nici nu știu dacă am voie să arăt așa de aproape aceste cărți. Da, cred că domnul se va exprima mult mai bine în intimitate, când este vorba de sentimente și de pasiune, decât prin cuvinte. Și simt că prin o melodie sau poate domnul cântă, pentru că e vioara, totuși, are multă pasiune, da? Are multă pasiune. Și puneți, ia uite, puneți bazele, 4 de bâte, știți ce înseamnă, da? Relație, bazele unei relații. Poate veți îndrăzni mai mult, să fiți mai experimentali, mai jucăuși, măcar, da? E un leagăn. Măcar în momentele intime, să depășiți această crispare, acest stres mental. Vi l-am arătat, puteți să dați în urmă, da? E bine, măcar atât că dacă ajungeți în faza aceea, veți primi niște confirmări. Da? The heart of the matter. Adică, în spatele acestei imagini sobre, reci, da? Acestei măști, lucrurile sunt mai profunde. Poate chiar e o pasiune. Ia să facem așa. Ia uite. Primește cu dragoste și apreciere. Acel sărut. Da? Acel sărut, primește-l cu dragoste și apreciere, pentru că se va transforma ca picătura asta de ca nu e picătura, este fulg, da? Se topește, se va topi gheața asta, isolation, da? Gheața asta se va topi între voi în momentul în care, da? Veți primi, ia uite ce era în spatele, uite o nouă dragoste, ce frumos, dar aveți răbdare că domnul nu prea știe să se exprime, trebuie prin cuvinte. Nu știe să se exprime prin cuvinte, nu prin altceva. Probabil că așa a fost educat. Apreciați acest moment. Foarte frumos. Mă bucur că în final aveți și voi mesaje frumoase. Vă pup, trec la următorul număr. Pa!
Bună ziua, dragii mei, iar am făcut-o, iar am apăsat, acum chiar eu sunt de vină, am apăsat pe un buton și am întrerupt legătura, dar bine că nu s-a întrerupt în timpul, eu știu, unui număr. Suntem la numărul, am ajuns la numărul 3, cei care ați ales pe 1, probabil că persoana în cauză sau poate și voi într-un fel sau altul, sunteți un pic mai mândri, mai vanitoși, posibil că unui place să se laude mai mult sau să se epateze prin îmbrăcăminte. Sau unul dintre voi atrage atenția într-un mod mai, eu știu, atrage atenția asupra lui. Haideți să vă arăt ce cărți au ieșit. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a apărut inițial 4 de bâte, posibil pentru noi să fie semn de pământ, dar nu e obligatoriu. 4 de bâte reprezintă o persoană care e crispată. Cel puțin până acum, unul dintre voi a fost crispat, nu a vrut să iasă din tipare, niște tipare. Poate griji financiare să fie, poate și un soi de zgârcenie emoțională. Dar la un moment dat a apărut 3 de bâte. Și interesant că 3 de bâte vorbește despre construcție, despre noțiunea de a pune cărămidă peste cărămidă și a construi relația, nevoia de a transforma relația, da, într-un mod frumos. Posibil că la un moment dat a fost și un trio pentru unii dintre voi. Ați fost într-un trio. Poate că de-aia n-a ieșit din tipare pentru că ați fost în trio unii dintre voi. Și totuși acest cavaler de bâte arată sau transmite că între voi e multă pasiune. Multă pasiune și impulsivitate, atracție sexuală mare. Unul dintre voi are mașină și vrea să vină cu mașina să vă ia și să-și exprime această pasiune, să vă ducă în... Asta e călătorie. Călătorie, că asta e cavalerul de bâte. Călătorie. Haideți să vedem. Numărul 3. Da. Pare rău că s-a întrerupt, dar e bine că nu s-a întrerupt în timp ce discutam un număr anume. Din păcate a fost din cauza mea. Ia, numărul 3. Hai, așa. Mai, multă pasiune. Multă pasiune, 7 de bute. Posibil că domnul va vrea să vă apere. Cum am zis, s-ar putea unul dintre voi, doamna, eventual să fie, să atragă atenția, să fie frumoasă, așa ca, ca un păun, împodobită, decorată, elegantă, și domnul să vrea să o apere, să fie, să aibă multă pasiune, să o, cum se numește, cum se zic în română, e foarte posesiv domnul, foarte posesiv și într-un fel sau altul, chiar dacă nu sunteți încă prieteni, poate unii sunteți deja și știți deja că e gelos, e posesiv, dar dacă nu sunteți prieteni, veți descoperi că vă consideră de ca și când deja este, sunteți ai lor. La capătul setului de cărți, vindecare, transformare prin spiritualitate, poate și un semn de aer într-un fel sau altul, ori voi, ori ei, ori la mijloc, ori unde vreți voi. A fost un trio, am zis. Și ați încercat, cel puțin unul, dacă nu chiar amândoi, să vindecați acest trio. Ok, wow, turnul. Posibil că vă întâlniți într-un mod neașteptat. Interesant. Va fi ca un trăsnet întâlnirea. Interesant mesaj. Da, nu vă așteptați să vă întâlniți cu ei. Adică nu știți când vă veți întâlni cu ei. Interesant. La capătul setului de cărți, puterea. Amândoi, puternici, amândoi, am zis amândoi, dar am zis la început cu punul, amândoi orgolioși într-un fel sau altul. Doamna, evident că atrage atenția pentru că e frumoasă. Chiar dacă nu e împodobită, e frumoasă. Dar cred că veți fi, într-un fel sau altul, veți avea un șarm special. Și va trebui să-l temperați pe domnul, care e foarte gelos, da, și foarte posesiv și va vrea să-i atace pe toți cei care se uită la voi. Dar întâlnirea va fi într-un mod neașteptat. Într-un mod neașteptat. Și veți vrea să manifestați ceva nou după o perioadă de tăcere, de dezamăgiri, iar semn de aer, dacă asta spune cuiva ceva. La capătul setului de cărți, luna aceasta
și 10 de bute. Bănuiesc că domnul este foarte obosit de câte responsabilități are și în primul rând de un secret pe care îl ține. Eventual, un secret care ține... Oh, ce frumos! Taur sau balanță. Dar nu e obligatoriu. Împărăteasa. Secretul ar fi că vă vede, am zis de păuniță, că doamna atrage atenție. Ia uite, seamănă foarte mult cu păunița, da? E o frumusețe. E o frumusețe într-un fel sau altul. Sau e persoană foarte creativă, lucrează cu chestii care țin de frumos. Dar secretul este că o vede pe doamna ca pe o împărăteasă, dar nu spune. Mesaj pentru numărul 3. Și secretul ăsta apasă pe umerii. Ia uite, magicianul a vrut să se arate și acum. A apărut și la numărul 1, exact în aceeași poziție. Vreți să manifestați ceva, da? Magicianul și turnul. Bănuiesc că domnul vrea în mod special să manifeste această reconstrucție, că v-ați despărțit într-un mod brusc, v-ați întâlnit. Cred că e o chestie care ține de Uranus în legătura voastră, da? Domnul vrea să manifeste. Vrea să vă impresioneze. Vrea să facă ceva să vă șocheze. Asul, iar as, semn de aer pentru unii dintre voi, o discuție, vai, 10 de cupe. Eventual să vă spună cât de fericit e sau cât îi faceți de fericit sau ce emoții, neapărat fericire, emoții. Marea preoteasă, pești, semnul peștilor. Ce emoții intense și multe și năvalnice au pentru voi. Ha, interesant, încă o carte totuși, măcar două. Văd mult verde. Probabil că chakra inimii se va deschide într-un mod neașteptat pentru el. Ok, ok. Apare și regele de monede. Dar ideea este că a apărut invers. Și când apare invers, este o nesiguranță. Ori în finanțe, că am zis mai devreme, 4 de bâte și 3 de bâte. Sper că mă vedeți, am pus blitzul, dar în fine. Așa, ori o nesiguranță în finanțe, ori este natura... Ia uite, iar justiția, domnule, sunteți între un semn de pământ și o balanță, unii dintre voi? Da, uite, două, jonglați. Ori voi, ori ei, cineva jonglează, iar trei de monede, un trio. Probabil că în momentul în care apare această persoană, voi deja sunteți cu cineva, posibil pentru unii dintre voi, sau să fiți așa, în discuții cu cineva. Interesant. Dar regele de monede invers reprezintă și o persoană care nu are siguranță în finanțe, care nu poate să vă ofere, ar vrea și nu poate deocamdată. Și aici este problema, zbaterea persoanei respective, apăsarea. Sau se manifestă mai mult fizic, adică atracția este foarte mult la nivelul acesta, chakrele de jos. Înțelegeți, da? Lăsăm aici, nu are rost să mai caut, să vedem alt set de cărți. Deci întâlnirea va fi brusc, ca și concluzie, neașteptată. Posibil în această primăvară, pentru că văd mult verde, deocamdată. La capătul setului de cărți, iar puterea. Puterea, dar aici arată altfel. Iar cineva nu se simte suficient de stabil financiar, are nevoie de transformare, trebuie să intre într-o călătorie spirituală, puterea, da? Magicianul, ia uite. Și magicianul, și magicianul aici. Iar marea preoteasă, semnul peștilor. Cineva este mult mai dezvoltat spiritual decât cealaltă persoană. Și aici, din cauza aceasta, apare neîncrederea. Poate și diferență de vârstă, de statut profesional, social, pentru unii dintre voi. Regele de monede încă n-are statut. Poate n-are job, poate n-are, eu știu, ceva n-are. Are totuși ce îi trebuie unui bărbat. 8 de manuscrise. Iar e un stres mental, semn de aer. Cineva trebuie să iasă din acest stres, trebuie să-și facă eliberări. Acum vorbim totuși de întâlnirea care va fi. Probabil că
Stresul ăsta ține mai mult de trecut și ieșirea va fi bruscă. Posibil că dacă atrageți atenția, vă va vedea și vă va acosta într-un fel. Încă o carte. Pentru numărul 3. Ok. Iar 3 de monede. Iar nevoia de construcție. Eventual, dacă nu e pe lângă casă, poate să fie pe lângă job întâlnirea. Probabil va fi seara pentru unii dintre voi. Va fi destul de seara, așa mi se pare mie acum. Sau amurg. Ia uite, iar 10 de spirale, 10 de bâte. Are foarte multe. Ea apasă pe suflet chestia asta, că nu poate să se implice în această relație așa cum ar vrea. Dar din ce motive? Ia uite, iar magicianul. E a treia oară când apare magicianul. În acest context altfel. Iar nevoia de comunicare într-un mod secret. Când văd corbii, mă gândesc la secrete. Iar magician. Interesant. Da, patru de spirale. Iar casă. Probabil că domnul, eu vorbesc de domn pentru că văd mai mult figuri masculine. Are această mare apăsare că n-a putut să exprime ceva, nu s-a putut, a pierdut o ocazie cu voi într-o situație. Singura ființă feminină o văd aici, la acest 8 de spade, 8 de manuscrise. Probabil că situația în sine v-a blocat pe voi mental o perioadă și probabil că ați transformat. Posibil. Unii ați transformat, unii ați spus punct, alții n-ați spus punct, depinde. Variază. Însă acest 3 de monede vorbește despre o posibilă colaborare. Iar 4 de bâte. 4 de bâte e similar, da? Ce înseamnă? Participare. Persoana vrea să participe în această, să se implice în relație, să explice. Ia uite, de ce a fost în acest stres mental? Semn de aer, semn de aer, iar. Sau dacă nu-i semn de aer, pur și simplu e stresul omului. Ia, frumos, a apărut și la altă. Creatorul. Am zis că vrea să se implice, să creeze. Iar epuizare, iar blocaje. Persoana aceasta la care v-ați gândit, predominant bărbat, este foarte apăsat, foarte stresat de niște situații în familie, la job și faptul că nu a putut manifesta relația cu voi. Măi, sper că mă vedeți. Nu-mi dau seama cum e obiectul ăsta. Da? Foarte, foarte stresat, dar conștientizează. A început să-i se deschide al treilea ochi. Stresul mental în care se pune și nevoia de renaștere, de transformare. Da? Și de a crea. Da? De a manifesta ceva frumos, ceva. Este prima carte strălucitoare, de a manifesta o energie pozitivă între voi. Interesant. Hai să mai clarificăm creatorul. Semn de foc. Are multă pasiune pentru voi. O atracție sexuală deosebită. Că asta e. Asta e realitatea. Pe care a amânat-o, da? A amânat-o. A pus-o eventual pe alt plan. Pe, ia uite. A permis să viseze, dar n-a manifestat. Posibil că și voi la un moment dat ați visat. Da? Doamna a visat la un moment dat la această relație. Și și-a dat seama că se menține într-un stres mental și eventual v-ați concentrat mai mult pe muncă și ați lăsat deoparte energia. A fost un moment de tăcere între voi. Da? Da, uite, doamna a lăsat. A lăsat în urmă. Ca să meargă către creștere, către conștiință, awareness, let go. Dar probabil că și domnul va trebui să facă același lucru. Energia sexuală dintre voi doi, dacă se va ajunge, sau chiar dacă nu se va ajunge, să știți care e energia, ce se dorește. Ce se dorește de la voi?
Măcar în, la această prima întâlnire sau în această perioadă, energia. Chiar a vrut să se arate cartea asta, nu v-am arătat-o vouă. Se dorește o împărtășire. E o carte pe care am adăugat-o acestui set de cărți, o împărtășire. Un soi de ritual. Este un moment sacru. Momentul de intimitate dintre voi va fi un moment sacru în care voi veți împărtăși fără cuvinte. Da? Spada este jos, fără cuvinte. Doar prin emoții și prin gesturi fizice, eventual și prin daruri, da? Mici atenții. Atenții fizice, da? Veți împărtăși legătura, o legătură foarte profundă care este între voi doi. La capătul setului de cărți, Marele Preot. O legătură spirituală, da? Care nu s-a putut manifesta până acum. Marele Preot, Cavalerul de Bâte. O legătură spirituală și totuși foarte pasională. Ia uite. Da, am zis semn de, a apărut la un moment dat, semn de aer sau semn de pământ, foc. Berbec, Taur sau Gemeni, Balanță, ce mai este, Vărsător. Ideea este că acest domn nu a vrut să exprime pasiunea profundă, dragostea profundă pe care o simte față de voi. Și cred că nici nu a conștientizat-o. Probabil că o perioadă s-a obișnuit să fie în această energie joasă în care era cu a treia persoană, da, amante, iubite, trecătoare, da, pe care nu le onora față, da, uite ce diferență, da, față de ceea ce ar trebui să reprezentați voi în viața lor. Împăratul care nu spune, nu arată, nu exprimă, se abține, încearcă să domine într-o formă sau alta, da? Eventual, din punct de vedere sexual, probabil, probabil că există și, așa simt, dorința de a lăsa în urmă, așa simt, de a lăsa în urmă această energie, scuzați-mi cățelul, se joacă, și de a, măi, așa o fi, având și pasiune pentru voi, domnul, și de a vă asigura, e o nevoie totuși de protecție, își dorește să vă asigure protecție, dar e conștient că nu poate, apare regele de monede, dar e invers. E conștient că nu poate în acest moment, dar și-ar dori. Există într-adevăr și acest orgoliu, dorința de a vă controla, dar nu o să se ajungă acolo pentru că sunteți voi doi aici, într-un moment sacru. Posibil, doamna, are totuși o putere specială de a transforma situația. Și va fi totuși un moment de zero, în care veți lua de la zero, veți discuta despre pasiunea asta, ia uite, veți vindeca temperanța, iar puterea nu știu câta oară, vă veți controla un pic și veți transforma schimbarea, iar. Mai, foarte interesantă energia. Și încet, încet, cu pași mici și siguri, veți merge către o mare dragoste, regele de cupe. Dacă permiteți. Am senzația că e vorba de o reîntoarcere aici. Da, nu știu cum mă vedeți, sper că mă vedeți. Continui cu partea a patra. Vă pup numai bine. Ah, stai, nu. Cum se termină așa? Mai avem mesaj. Fiți în prezent și gândiți la viitor, da? Dacă v-a supărat această persoană, nu vă mai gândiți deocamdată. Că va apare într-un mod neașteptat, am zis, da? Va apare. Eu v-am transmis mesajul, va apare din neant. Hodron tron brusc, ca un trăsnet. Ia uite. Love is all around. Probabil că e în jurul vostru persoana. În primul rând este în jurul vostru. Vă pândește, am senzația că vă pândește cu mare dragoste, că am văzut și poftă. Că am văzut regele de spade, da? Și afară de asta, pe lângă acest personaj care vă pândește în jurul vostru într-un fel sau altul, mai există și altele. Posibil pentru unii să fiți între un semn de aer și semn de pământ, semn de foc și semn de pământ, știți, să fiți între două persoane, da? Dragostea este în jurul vostru. Depinde de voi pe cine alegeți. Ia uite. O să vină
cineva și o să vă fac o surpriză, o să vă șocheze într-un fel. Probabil în genul închează, vă sărută mâna, vă salută, eu știu ce gesturi o să facă, să demonstreze că totuși această legătură este spirituală și chiar dacă până acum nu s-a manifestat, ea există în alte dimensiuni, a simțit-o și probabil că va începe să o lucreze cu răbdare. Vă pup! Acum chiar zic pa! Ok, am ajuns la numărul 4. Să vedem ce mesaje primiți pentru cei care ați ales balerina. În primul rând, a apărut la capătul setului de cărți Regele de Cupe, care pentru mine reprezintă o persoană care iubește foarte intens, profund, nu doar intens, reprezintă o mare dragoste. Poate unii sunteți marcați de un semn de apă, într-un fel sau altul, sau de planete în semn de apă. Ideea este că această mare dragoste trebuie comunicată pe toate căile, și direct, și pasional, și posibil să fie și semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Ideea este că cine vă iubește așa își dorește o relație de lungă durată cu voi, 10 de monede. Cine vă iubește atât de intens, probabil. Un domn. O fi aer, pământ sau foc, își dorește o relație de lungă durată, o relație abundentă. Ia. Uf, o pica prea multe, dar chiar că vrea să vă vorbească despre emoții, despre bucurie, despre compatibilitate. Mesaj. Pentru numărul 4. Scuzați-mi gălăgia. Mai. Da, am zis că vrea. Da? Am zis că vrea. Am vrut să se arate aceste trei cărți. 8 de bâte, cavalerul de bâte și 10 de monede. Ce se va întâmpla? Va veni de peste o apă. Va veni de peste o apă după ce ați comunicat foarte mult despre lucrurile astea. Va veni cu multă pasiune, eventual vă va invita iar într-o călătorie posibil sau veți călători împreună la această sau după această primă întâlnire, veți hotărâ o călătorie. Dar vine de la un drum și... Bună seara, dragii mei, în sfârșit numărul 4, iar s-a întrerupt, nu știu cum o să reușesc să lipesc, dacă reușesc să lipesc videoclipurile acestea sau să le pun separat, îmi pare rău pentru situație. În fine, deci s-a întrerupt la sfârșitul înregistrării anterioare și începusem să scot cărțile. Ideea este că setul vostru, acesta, se deschisese la Regele de Cupe, care îmi vorbește despre dragoste adevărată, despre dragoste profundă, dar mărturisită sau exprimată foarte puțin. Regele de Cupe urmat, probabil că unii dintre voi sunteți semne de apă sau aveți planete sau situația în sine este foarte emoțională, măcar pentru unii dintre voi, dar exprimați doar o parte din emoțiile pe care le simțiți, unul sau celălalt sau amândoi. După Regele de Cupe a apărut Valetul de Spade și Valetul de Bâte, nevoia de comunicare verbală și pasională despre idei, despre concepte, despre diferite chestii, dar și despre atracția care este între voi, pe care o simțiți amândoi. Și după acești doi valeți urma 10 de monede, da? Nevoia de comunicare și despre stabilitate. Posibil unii dintre voi sunteți semne de pământ. Și vedeți această relație ca pe o dragoste cu potențial de lungă durată și de stabilitate. Cam acesta ar fi fost începutul. Apoi au venit cărțile. Cele trei cărți. 8 de bâte, cavalerul de bâte și 10 de monede. Evident că întâlnirea aceasta va fi după o comunicare la distanță. Persoana pe care o așteptați vine de peste o apă. Pentru majoritatea dintre voi sau dintr-un alt județ sau dintr-o altă localitate. Dar eu simt că e mai mult de peste o apă. Adică de peste niște mări și țări. Măcar țări, dacă nu mări. Anterior ați vorbit foarte mult, ați transformat prin comunicare această relație. Deci, cine vine, vine cu mare pasiune. Cu mare pasiune,
dar are în spate nevoia de stabilitate, de abundență. Probabil că vă văd ca pe un posibil partener de viață pe unii dintre voi. Dar există și varianta ca această întâlnire să fie o aventură extraconjugală. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Și spun asta pentru că la capătul setului de cărți, într-adevăr, există îndrăgostiți, sunteți îndrăgostiți. Dar mai există încă vreo 3 cărți. De câte 3? 3 de băte, 3 de cupe și magicianul, da? Care uneori în acest context poate să sugereze un trio, da? Chiar dacă voi vă simțiți bine, există soarele, da? Și într-un fel sau altul se face justiție după o perioadă de supărări, poate acasă pentru unii dintre voi. Dar există acest potențial de trio pentru unii, nu pentru toată lumea. Da? Nu pentru toată lumea. Poate unii dintre voi ați fost manipulați sau ați fost pus într-un trio de o balanță. Iar există multe posibilități. Ideea este că această persoană vine cu multă pasiune și s-ar putea la această întâlnire să vă invite într-o călătorie. Era să zic căsătorie, că tot vă 10 de monede. Posibil că și-ar dori. Acum, dacă exprimă, rămâne de văzut. Ideea este că, totuși, va fi multă pasiune, multă comunicare, multă mișcare. Mișcare, călătorie. Poate vă întâlniți aproape de casă, unii dintre voi, pe lângă familie sau pe lângă familia lui sau a ei, da? Posibil și așa ceva. Posibil, deși are multă pasiune, să fie totuși o persoană tradițională. Și v-am zis, să-și dorească totuși o legătură stabilă, să vă vadă ca pe o pereche cu care poate să ajungă la abundență într-un viitor. Asta pentru că la capătul setului de cărți există acești îndrăgostiți. Adică sunteți perechea ideală unul pentru celălalt sau cel puțin așa vă vedeți în această perioadă și în perioada următoare. Iar două cărți care sugerează călătorie peste o apă de la distanță, da? Comunicare la distanță, așteptare. Da? După această așteptare, da? În care ați comunicat, ați visat la această călătorie, la această întâlnire, da? Apare și întâlnirea, da? Întâlnirea, voi doi, în care și a treia cupă ar fi relația dintre voi doi, da? Întâlnirea la care vă veți simți foarte fericiți, sau cel puțin măcar unul dintre voi va fi culmea bucuriei. Întâlnirea la care veți vrea să manifestați justiție în viața voastră. În ce sens? Adică să vă bucurați de viață după ce amândoi ați trecut prin niște necazuri, separat sau poate chiar și împreună. No, și v-ați făcut griji amândoi, v-ați făcut griji dacă veți avea parte de această creștere, că asta înseamnă împărăteasa, creștere. Și se pare că veți avea, pentru că după împărăteasa apare asul de monede și asul de băte. Că o fi semn de pământ, că a apărut mai devreme 10 de monede, să fie semnul taurului, poate să fie și balanță. Ideea este că întâlnirea aceasta echilibrează ceva. Este orchestrată de divinitate ca să vă echilibrați viețile într-un fel sau altul. Că am zis că vă completați foarte bine. Și aveți asul de monede, asul de băte, comunicare, da? Și încet, încet, comunicare iar, verbală, pasională, cum am zis și mai devreme, a reapărut și încet, încet mergeți, încet, încet, adică s-ar putea chiar o perioadă mai repede, pe urmă mai încet, alternați vitezele. Mergeți, faetonul, hotărâți să vă împliniți destinul împreună, alegeți amândoi să alegeți acest steag victorios, această relație, lăsați în urmă relațiile anterioare, eventual, pentru că simțiți că merită investiția. Simțiți că această regină de cupe, această ofertă emoțională, dacă nu e regină, e o ofertă emoțională, aproape e fantastică, pe care ați visat-o foarte mult și, și intens și în toate felurile. A fost un mister până acum, dar se poate dezlega misterul, în sensul că voi doi
Sunteți într-un mod misterios, să zicem, sau într-un mod secret. Un cuplu divin. Aveți parte, aveți posibilitatea să vă bucurați de această mare dragoste. Dar, asta a fost așa în plus, că tot s-a întrerupt și mai adaug și eu ca să mă iertați. Dar, s-ar putea să vă invite la o excursie, nu musa în Egipt, pentru că, în general, imaginea sugerează deșert. Poate să fie în timpul verii. Cred că va fi și pe timp de noapte la un moment dat, că tot am început eu etalarea noaptea. În fine, cam atât din setul acesta. Haideți să vedem din celălalt set. Ce mesaje mai primiți? A vrut să se arate cavalerul, alt cavaler de spade. Foarte rapid, și unul și celălalt, da? Persoana aceasta vine cât poate de repede. Când va veni acum, nu știu, dar când va veni și când se va hotărâ, va dori foarte mult să se întâlnească cu voi. Probabil că va lăsa familia, treburile și alte responsabilități ca să vă întâlnească, așa simt. Și va vrea să vorbească foarte mult despre 6 de cupe. Despre faptul că vă simte, că are momente de telepatie, de emoție, de deja vu, că vă simte dintr-o altă viață, poate că v-ați întâlnit și în copilărie, că vrea să creșteți împreună, să construiască această relație. Iar asul de bâte are multă pasiune pentru voi. Iar călătorie peste apă, după o perioadă de stagnare. Haideți să mai vedem. Ce se va mai întâmpla la această întâlnire? Îmi pare rău că s-a făcut noapte, dar poate că așa și trebuie. Poate că vă întâlniți seara, deși cred că vă întâlniți de ziua până seara. Mm-hmm. Pentru că primele cărți sunt foarte senine. Eu cred că vă întâlniți cât mai devreme ca să aveți timp să stați până târziu. Aveți foarte multe de împărtășit. Aveți foarte multe de împărtășit. Ia uite, iar 3 cărți. Vin multe cărți la voi. 2 de bâte. Alt cavaler. Cavalerul de monede și regele de spade. Posibil. Iar asul de bâte. Multă, multă pasiune, mult foc, multă atracție între voi doi. Posibil din cauza acestor emoții atât de diferite și fizice și mentale și sexuale, da, că ăsta e adevărul, să trebuiască să jonglați cu situația, eventual cu responsabilitățile, cei care aveți familie sau aveți, nu neapărat sunteți căsătoriți, aveți responsabilități acasă, va trebui să jonglați între proiectele de job, familie, ca să vă faceți timp pentru această întâlnire. Și iar văd semn de pământ, 10 de monede, 2 de monede, cavalerul de monede. Cavalerul de monede vrea să vă ofere ceva. Dacă într-adevăr are adică nu dacă, știm deja care, da? Știm că are multă pasiune această persoană pentru voi, multă atracție. Dar nu este doar atât. Chiar își dorește o relație stabilă, că asta face cavalerul de monede. Își dorește relație stabilă. Și vrea să aducă echilibru, vrea să-și echilibreze viața în așa fel încât să-și facă loc pentru voi în viața lor. Vrea să vă ofere ceva stabil, să crească de la cavaler la regină, la rege, da? Poate că nu vorbește așa de mult despre lucrurile astea, poate că unii nici nu știți. Sau poate totuși pentru unii, în preajma voastră, ora lor, ori a voastră, să fie un semn de aer. Iar a apărut multă pasiune. Iar a apărut semn de pământ, da. Și totuși, prin preajmă, e un semn de aer. E un semn de aer. Am zis eu că stați până noapte, că deja se întunecă un pic cărțile. Posibil să vă aducă și niște cadouri. Să încerce să jongleze așa un pic cu care cadou să-l dau mai întâi, ăsta sau ăsta.
Asta pentru că apare un cavaler de spade și cavalerul de bâte la fez vor să facă surprize, sunt spontani. Cavalerul de monede vrea să ofere, deci probabil că vrea să ofere ceva într-un mod spontan și nu știe care din ce, cu tare sau cu tare. Iar văd călătorie peste o apă, da? Vedeți? Călătorie peste o apă. Cineva vine de la un drum. Poate că totuși această persoană, pentru că veți discuta totuși, va avea tendința mai mult să asculte. Și eventual voi veți vorbi mai mult. Probabil că e un observator. Va vrea să... A, așa am înțeles. Va vrea să vă observe, să vadă ce reacție aveți, cum reacționați la cadouri, cum vă bucurați sau vă abțineți de la a vă exprima bucuria pentru această întâlnire, va vrea să vă observe. Va sta așa mai mult și vă va privi până, vom vedea de ce, 8 de manuscrise, 8 de spade. O stare de doliu, de supărare. Posibil situația actuală care ne-a obligat să ne izolăm. Luna în secret. Iar 8 de spirale, 8 de bâte. Da, ați fost supărați, n-ați găsit soluții în această izolare, în această carantină, în care toată planeta a trecut. Ia uite, ca o insulă am fost ca într-o insulă, ca pe o insulă am stat cu toții. Și ne-am izolat emoțional, mental, fizic, de atâtea și de atâtea. Și a fost o teamă. Când ieșim din această izolare, da? Și când ieșim, ieșim în forță, ieșim cu pasiune, cu viteză, faetonul, da? Care vrea să meargă către stabilitate. Așa văd. Ia să mai vedem ce cărți mai apar. Ce se va întâmpla la prima voastră întâlnire? Numărul 4. Oh, cred că e un revers. Regele de monede. Da? Am zis că vrea să ajungă cavalerul către regină, către rege. Însă a venit invers. Interesant, a mai venit la un număr. Dacă o avea legătură. Regele de monede vrea să ofere, vrea să protejeze, vrea să fie un om de bază în viața voastră, însă, și asta vrea și cavalerul, însă probabil că persoana încă lucrează la această fază, da? Încă trebuie să se echilibreze financiar, deși și-ar dori să vă ofere foarte mult. Frumos. Pe de altă parte, regele de monede invers, iar s-ar putea să fie mai guvernat de nevoile fizice, că e cavalerul de bâte, da? Adică dorința fizică va fi mai intensă decât celelalte dorințe. Și va dezechilibra un pic regele de monede, această dorință. Iar trei de monede. Cineva între două locuri, între două cuiburi și totuși își dorește să crească această relație, să clarifică în regele de monede invers, regele de pietre. Ia, fantastic. A apărut iar. E a treia oară când se arată. Ar vrea să vină cât mai repede la voi, a să sară peste toate greutățile, ca o antilopă, da? Posibil este o persoană și foarte grațioasă, foarte atletică. Aha, hai să mai vorbești despre persoană, care îi place să se îmbrace bine. Din acest motiv zic că și apare regele de monede invers, pentru că regele de monede este un tip foarte stabil, foarte calm, foarte domol,
Însă aceste nevoi fizice și pasiune și tot ce simte dezechilibrează, da? Și simte că își dorește să vină cât mai repede în viața voastră, să se întâlnească cât mai rapid cu voi. Dezamăgire. A plâns, probabil, o perioadă până să fiți împreună. Sau din alte motive. Apare totuși o dezamăgire aici, undeva, într-un plan. O dezamăgire pe care a trebuit să o vindecați ori voi, ori ei. Posibil că unii dintre voi aveți calitatea de a vindeca și acesta să fie unul din motivele pentru care vă atrageți. Aveți multă pasiune, am zis ea, regele de bâte, atracție. Și totuși, pentru o parte din voi există iar acest potențial de trio. Dacă sunt două personaje, unul s-ar putea să, chiar dacă nu neapărat să afle, ori află și e dezamăgit, ori îi spune sau știe deja situația și suferă pentru că nu e persoana principală. Am văzut și mai devreme potențialul acesta pentru unii dintre voi. Am zis, ori este... Sunteți între un semn de pământ și un semn de aer sau un semn de foc și un semn de aer și invers. Nu, aici am terminat cu asta. Din setul acesta de cărți a vrut să se arate atârnați de trecut. Cei care sunteți într-un trio sau cei care ați încercat să vă separați de o relație, de un potențial din altă direcție cu altcineva, încă vă mai gândiți la persoana aceea din când în când. N-ați șters. Relația, amintirile alea nu sunt șterse total și vă influențează într-un fel sau altul relația aceasta. Și totuși se poate schimba change, se poate schimba atmosfera. Dacă, sau dacă vreți să schimbați, lăsați lucrurile să meargă așa, lăsați-vă în voia valurilor, a emoțiilor. Wow, ce frumos! Dacă vă lăsați, mergeți către soare, către bucurie. A apărut mai devreme soarele, nu? Că nu mi s-a apărut mie. Ce se va mai întâmpla la prima voastră întâlnire? Numărul 4. Prima voastră întâlnire. Ce se va mai întâmpla? Ok. 5. Past lives. Am zis că unul dintre voi știe că v-ați mai întâlnit într-o altă viață și își dorește să construiască. Probabil e inspirat de divinitate, sunt niște îngeri, da? De niște ființe celeste. Este inspirat să... Trei de bâte, asta înseamnă... De monede. Asta înseamnă construcție, da? Lucru împreună. Co-creare, da? Își dorește să lucrați, să creșteți împreună, tocmai pentru că probabil că are amintiri, informații din altă viață despre această legătură pe care o aveți. Past lives. Interesant. Ce ar mai fi de spus acum ar fi că se vor sparge niște ziduri,
niște emoții pe care nu le-ați exprimat, niște gânduri pe care nu le-ați exprimat, poate și energetic se vor sparge niște ziduri. Și dacă la un moment dat ați încercat să comparați și el și voi sau și ea și voi să comparați cu trecutul, o să ajungeți la concluzia că relația aceasta vă face într-adevăr fericiți. Este similar cu 10 de cupe. Este un suflet pereche fain. Am văzut și îndrăgostiți sau twin flames sau flăcări gemene. Aveți acest potențial tocmai pentru că, da, am zis, v-ați mai întâlnit într-o altă viață. Din acest motiv, bănuiesc că această persoană simte chestia asta și își dorește să vină cât mai repede în viața voastră. Ia uite, iar îndrăgostiți, a doua oară. Mai sunt îndrăgostiți, dar iar este un trio. Poate că a fost, poate că cineva trebuie totuși să lase, da, clinging to the past, să lase în urmă pe cineva, să nu se mai gândească, să nu-și mai aducă aminte, mai ceva de vindecat. Că tot am văzut healer-ul mai devreme, da? O durere, o dezamăgire, trebuie încă vindecată. Și totuși, și această mare, mare dorință de a sta de vorbă, de a alege, da? De a merge iar cavalerul de băte. Într-o călătorie, prin greu, iar căldură, iar deșert, să experimentați ceva frumos împreună, să lucrați această relație. Domnul chiar vrea să vă fure, vrea să vorba bine, să lucreze, să vă mânghe cu o floare, cu un trandafir, să vă ofere cafeaua la pat și după aceea să vă fure undeva, într-o aventură. Destul de complexă personalitatea și situația. Între stabilitate și pasiune, între emoții și amintiri și gânduri. Oh, iar. Ha. Unde a mai apărut? A mai apărut undeva. 5 de monede, semn de pământ pentru unii dintre voi. Veți merge undeva. Că tot aveți 8 de bâte, cavalere, am văzut. Veți merge undeva și la un moment dat o muzică, un cântec, vă va da încrederea să vă sărutați, să vă îmbrățișați, să mergeți mai departe din punctul acesta de vedere al exprimării emoțiilor. Și lucrurile se vor întâmpla destul de repede, că asta înseamnă cavalerul de spade, destul de repede, neașteptat. Veți exprima adevărul, vă veți exprima nevoile într-un fel sau altul și veți merge într-un spațiu intim în care veți servi masa eventual, într-un loc mai izolat, vă veți echilibra energiile și o să începeți. Eventual să vă exprimați mici gesturi de afecțiune. Și cu gesturi mici veți exprima și mai mult și mai mult. Încă o carte pentru numărul 4. Numărul 4. Un sărut pasionat. Pe o terasă, prin niște ruine, într-un spațiu clasic. Ok, asta era. Probabil că veți vizita ceva și apoi veți merge în natură sau, în fine, că dacă va fi cald, va fi cald. 6 de spade. Da, după acest sărut s-ar putea să vi se aprindă călcăile unul după celălalt și să vreți mai mult și să rupeți, să spargeți acele blocaje, acele rețineri. Oh, ce frumos, asul de bâte, da, asul de bâte. Să începeți o relație, aici sunt cei doi,
flăcări gemene, cei doi care ard până la cenușă, arde dorință unul pentru celălalt. Ia uite, și magicianul, vreți să manifestați, să începeți, să puneți în practică tot ce ați vorbit, tot ce ați simțit de la distanță. Să vă bucurați, 9 de cupe, unul de celălalt. Să începeți o aventură a vieții voastre împreună. Dar cred că la început va fi un pic mai timid, da? 5 de monede nu este chiar așa foarte... cum să spun, epatant sau direct. Dar la început va fi acest sărut care vă va da încredere. Veți simți cât de profundă e relația. Și apoi veți rupe toate. Ca să fiți împreună. Și lanțuri, și lănțicuri, și hăinuțe, și câte vreți voi să rupeți, ca să fiți împreună, pentru că focul ăsta e prea mare și vă arde dacă nu... Și va trebui să lăsați să vă ardă, ca să vă transformați. Altfel, ardeți separat și ar fi păcat. Da, ce vreau să spun, că acest 5 de monede, deși persoana simte, am zis că simte foarte multă pasiune pentru voi, va lua oricând pe sus, probabil își ia un pic de timp ca să nu vă sperie și va oferi câteva clipe de tandrețe, de senzualitate, până mergeți mai departe. Că altfel, probabil că... ați fi prea șocați de cât foc zace în această relație, în această inimă, în acest piept. Da? Se vede, da? Cât de intens este, cum se uită și cred că manifestă, încearcă, pentru unii s-ar putea să facă și niște ritualuri. Fiți atenți. Ca să fiți împreună. Există o obsesie. Este o mare obsesie pentru această, ia uite, pentru chiar căsătorie. 4 de bute. Vă dorește foarte, foarte mult, dar încearcă să se tempereze, da? Am zis mai devreme. Să nu spună până când se sparg barierele și totul devine clar. Și direct. Cam aceasta ar fi etalarea pentru voi, cei care ați ales numărul 1. Nu știu dacă o să pot să lipesc... înregistrările. Dacă nu, nu vă supărați. Important e ca să ascultați mesajul. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Aoleu, iar era să uit mesaj de la îngeri. Cum să plec? Iertați. Posibil că până la această întâlnire aveți niște discuții. Dacă tot apărut 3 de spade, au fost niște chestii. Ori au fost, ori mai fi. Dacă au fost sau dacă vor mai fi, iertați. Iertați și pe cei din relațiile anterioare și voi și ei ca să puteți să mergeți mai departe. Și fiți doritori să vă exprimați dragostea. Am zis că la un moment dat apare și acel trio și dacă nu e un trio, este o relație nevindecată. Mesaje de la îngeri. Pentru numărul 4. Ia uite, romanță, un dans, muzică, un sărut pasional, iar un dans și pe urmă treceți la fapte directe. Fapte nu vorbe, nu joacă. Interesant. Fiți în prezent și visați la viitor. Bucurați-vă de momentul ăsta. Și visați la eventual, bănuiesc că acesta ar trebui să fie viitorul, 10 de monede, o relație frumoasă, stabilă, abundență.
Ia uite, concentrați-vă pe dragoste. Concentrați-vă pe dragoste. Și în momentul în care începe să manifestați această romanță, deveniți fără limite și unul și celălalt. Iar sunt doi, da? Două lebede. Două suflete perechi. Da? Cum am văzut și aici. Două suflete. Într-o poziție aceea care tot apar, tot au apărut. Cam aceasta este etalarea și gata. Acum zic și eu la revedere. Dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup. Numai bine. Pa!